Îți scriu aceste lucruri în nădejde, în speranța că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare-i taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit drept sau neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre păgâni sau printre neamuri, a fost crezut în lume, prezența noastră aici este o dovadă în această privință, și apoi a fost înălțat în glorie. Observați nota foarte personală din acest pasaj. Marele apostol spera să-și întâlnească ucenicul drag. Dar înainte ca să se întâlnească, i-a scris o scrisoare. O scrisoare plină de instrucțiuni duhovnicești. Și a spus, printre altele, vreau să vin să te întâlnesc. Asta e speranța mea. Dar dacă mi se vor da piedici, profită de această scrisoare și învață cum trebuie. Observați că nu e nimic facultativ aici. Este un imperativ. Cum trebuie să te porți, să fii, să trăiești, să lucrezi în biserica, în casa lui Dumnezeu. Eu nu l-am aici pe Apostolul Pavel, el a murit, el nu mai este. Dar mi-a rămas această epistolă și altele. Și a mai rămas ceva. A mai rămas casa lui Dumnezeu. Biblia e o carte realistă. Ea spune că multă învățătură obosește trupul. Știu că sunteți obosiți. În carte Proverbele este scris, fiule, dacă dai peste miere, nu mânca decât atâta cât îți ajunge, ca nu cumva să te scârbești de ea și să o verși din gură. Miere mai bună, mai ecologică, ca și miere aceasta din Sfânta Scriptură de astăzi, nu găsiți nicăieri. Mai faceți un efort. Adesea la mesele noastre cu bucate întrecem măsura, mâncăm peste săturate. Și asta e un păcat. Dar dacă mâncăm hrana duhovnicească peste săturate, vă asigur că nu vor fi indigestii. Dimpotrivă, s-ar putea să ne însănătoșim mai grabnic. Zic și eu cum zice Apostolul Pavel, scriind dragilor lui corinteni, ei, haide, suferiți-mă. Am să vă vorbesc simplu. Și am să mă înțeleg de la acest amvon cu voi, ca să putem înțelege adevărul, pe lângă câte am înțeles de dimineață, și plecând de la această conferință să știm ce trebuie să facem. Astăzi Duhul Sfânt a învățat și continuă să o facă, știința, o fi asta o știință? Experiența dovedește că da. De a te purta cum trebuie în casa lui Dumnezeu.
Nu trebuie să vă gândiți că e vorba de un palat de cleștar, undeva, nu știu unde, scăldat totul într-o lumină de care nu te poți apropia, cum spune în 1 Timotei la capitolul 6 și în care locuiește Dumnezeu. Nu. Este vorba de biserica lui Dumnezeu. Și în această biserică a lui Dumnezeu trebuie să te știi purta. Nu-i simplu. Când Iosif, cel din Geneza, fiul lui Iacob, deținut, jegos, netuns, cu haine vărgate, probabil, a fost anunțat. Faraon a aflat că tu tălmăcești visele. Și a visat de două ori un vis. Și nu-i dă de capăt. Și a aflat că tu știi să tălmăcești. Faraon te poftește să pășești în palatul lui. În sala tronului. Citiți asta în Geneza 41. Atunci Iosif s-a îndreptat de șale, s-a dus la baie și s-a bărberit, s-a tuns, s-a parfumat și el, și-a schimbat hainele de deținut și-a pășit în palatul celui mai puternic om. Palatul lui Dumnezeu încă e în picioare. Al lui Faraon e prin muzee în cioburi. Cât de atenți trebuie să fim în purtarea noastră în palatul lui Dumnezeu. Au venit sfetnicii lui Saul și au spus unui cioban: știi că regele te simpatizează? Mai mult, știi că fata lui cea mai mică, Mical, te iubește în secret? A tresărit. Acum regele poftește ceva de la tine. Vrea să te facă ginerele lui. Adică să te mute din câmpiile aspre ale Betleemului, tu care ai fost cioban cu toiac noduros și obișnuit cu maniere puține și grosolane. Vrea să te mute în palatul regal. Care a fi fost reacția tânărului David la oferta lui Saul, nu știu. Dar un lucru a spus oftând: eu sunt sărac și de puțină însemnătate. Credeți că este ușor să fii ginerele împăratului? Să schimbi statutul de păcurar, de cioban, cu acela de palatin, de locuitor a unei case regale? Eu care am dormit sub cerul cu stele, să mă mișc acum în brocarturi, în purpură. Există atâtea politețuri de circumstanță la palatul regal. Eu sunt sărac și neșcolat, nu-i ușor. Astăzi nu există nici regele Saul, că despre el vorbim, și nici palatul lui. Dar există palatul lui Dumnezeu și acest palat este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Suntem invitați prin actul chemării la pocăință. Pocăiți-vă, a zis Domnul, căci împărăția cerului este aproape. Să pășim din condiția de păcătoși, să pășim în casa lui Dumnezeu. Iosif s-a bărberit, și-a schimbat ținuta, s-a pomădat. David a oftat, a dat înapoi, a avut emoții. Dumnezeu ne cheamă să pășim în casa lui. Adică să intrăm în poporul său, că asta e biserica. Doamne, ce ușor pășesc astăzi oamenii în biserică, pentru că o confundă cu un club. Acolo poți să te duci îmbrăcat cum vrei, poți să te parfumezi cum vrei,
A venit vara, poți să te îmbraci cum vrei, poți să te împodobești cum vrei, poți să stai în orice poziție pe bancă și să asculți Evanghelia. Mulți gândesc casa lui Dumnezeu așa. Dragii mei, Biblia spune în Proverbe 19, lipsa de știință este o pagubă pentru cineva. Și cine aleargă neghiobește înainte, adică prostește, o nimerește rău. De aceea, ca să pășim în casa lui Dumnezeu și să ne purtăm frumos și cum trebuie în casa lui Dumnezeu, trebuie să dobândim știință duhovnicească, din Biblie. E șocant să citim aceste cuvinte și să spunem casa lui Dumnezeu. Ne închipuim palate, nu știu unde, plasate în univers, nu știu unde. Nu. Casa lui Dumnezeu este biserica Dumnezeului celui viu. Astăzi am vizitat fosta curte imperială de la Schönbrunn. M-am despărțit de cadrul acela cu tristețe. Zeci, poate sute de geamuri oarbe. Cunosc povestea acestui palat în parte. Am așteptat să văd în cadrul unui geam o regină. N-am văzut. Vreun rege care a hălăduit pe acolo. N-am văzut. Totul era închis, pustiu și liniște. O casă goală, uriașă, bântuită doar de nălucile istoriei. Palatul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu este casa unui Dumnezeu viu. Și Dumnezeu locuiește în adunarea lui Dumnezeu. Așa că la geamurile acestei case se arată în fiecare veac și în fiecare generație chipul bun a celui ce locuiește, a lui Dumnezeu. Biserica e slabă adesea. Are multe pete, multe zbârcituri, cum scrie Pavel, sau altceva de lucrul, de felul acesta. Dar e locuința lui Dumnezeu. E locuința lui Dumnezeu. Vreau să vă spun din textul acesta, potrivit afirmației apostolice, trei lucruri care fac să consider biserica o adunătură de oameni fanatici sau care nu și-au găsit alte împliniri în lume. Găsesc aici trei lucruri pe care apostolul le spune despre această biserică. Unu, e casa lui Dumnezeu. 2. E stâlpul și temelia adevărului. Care dintre cei care sunteți prezenți aici, mă uit la tineri, au școală? Cunoașteți undeva o zonă în lume unde primul om, Adam, a împlântat un stâlp și ne putem duce să-l vedem acum. E împlântat tot acolo. Oricât de adânc l-ai împlânta, într-o zi cineva va smulge și locul va rămâne gol. Cineva a împlântat în istorie această biserică. A smuls-o cineva? A încercat să o smulgă? Da. A reușit? Nu. E stâlpul pe care se reazăm adevărul. Slăvit să fie numele Domnului. Extraordinar. Înseamnă că în lumea aceasta nu găsește adevărul numai în biserică. Câte ideologii s-au perindat pe pământ. Câte minciuni și-au spus oamenii în cărți sau la ureche. Dar umanitatea cu vremea s-a plictisit de ele și experiența a arătat că sunt minciuni. Le-au răsturnat pre-revoluții. Și-au acceptat alte minciuni.
Și merg așa cu ele câteva decenii și alt răzbel și alte minciuni. Că așa cum sunt oamenii, așa este și adevărul lor. Cum e Dumnezeu, așa e și adevărul Lui, veșnic. E frumos, nu-i așa? Merită să fie în adunare. În al treilea rând, biserica asta are un administrator. Și fără îndoială, mare-i taina Evlaviei. Și fratele Moisică ne trăgea atenția dimineața. Aici e vorba de Iisus. În Evrei 3:6 citim așa. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. E casa lui Dumnezeu. Notați asta, să nu uitați. 2. E stâlpul împlântat în istorie, care nici măcar nu s-a clătinat, necum să fie smuls. Cea mai veche instituție din lume. Știți care este? Biserica. Ea s-a născut odată cu familia. Familia va înceta. Biserica va deinui în vecii vecilor. Și 3. Nu uitați. Administratorul, șeful, domnul, guvernatorul ei, este Fiul lui Dumnezeu. Să ne schimbăm concepția cu privire la biserică, acum și aici, sau începând de acum și de aici. Biserica este o entitate divină. Voi nu mai sunteți din lumea aceasta. De aceea lumea iubește și al ei și pe voi vă urăște. Bine, dacă așa stau lucrurile și dacă aceasta este noblețea bisericii, atunci înseamnă că e mare lucru să știi să te porți. Dar de unde să învăț? Dragii mei, zice apostolul, dacă eu se întâmplă să nu sosesc la timp sau să nu mai sosesc niciodată, ți-am scris acolo ceva ca să înveți, să știi. M-am uitat, hai să zicem că ei au scuze, au trompete, au flaute, au tot felul de tamburine și de instrumente, au scuze că n-au Biblia toți la ei. De ce scuze au cei care stau acolo risipiți pe bărci și n-au Biblie la ei? De unde vrei să înveți cum să te porți în adunare? Manualul, catehismul, îndreptarul, prospectul trebuia să-l ai acolo. Și atunci când predicatorul indică un verset, hop, iai pixul și îl încercuiești și te lupți să-l înveți pe din afară. Nu mai înveți numele unui actor, nu mai înveți numele unui hit muzical, nu mai înveți numele unui fotbalist, ci înveți versetul acela. Avem mari deficiențe în ce privește comportamentul în biserici. Pentru că mulți din cei ce compun biserica nu știu să se poarte. Dragii mei, am această epistolă în seara asta. Învățați această epistolă. Eu am învățat-o pe din afară așa cum se învață Tatăl nostru. Capitolul 1, 2, 3, 4... Și tot nu știu cum trebuie să mă port în biserica lui Dumnezeu. Îmbătrânesc, mi-albește părul și tot am de învățat de la frați cum trebuie să mă port în palatul lui Dumnezeu, că e complicată eticheta asta, foarte complicată. De aceea vă îndemn, mai ales pe cei tineri cu mintea proaspătă, simplificați-vă programul la TV și pe internet și învățați Biblia. Amin. Învățați Biblia. Amin. Timotei, îți scriu această scrisoare să te porți cum trebuie în casa lui Dumnezeu. Zaharie, îți scriu scrisoarea asta. Eu știu că Pavel nu mai vine, cât voi trei eu nu mai vine, dar am aici cartea asta. Și învăț cum să mă port.
Am răsfoit aici și m-am uitat ce îi spunea marele apostol al nostru, al neamurilor, lui Timotei. Timotei spunea el în capitolul 1, versetul 4, ai grijă. Atunci când se predică în casa lui Dumnezeu, să nu spuneți basme. Avem predicatori care spun ce au văzut la televizor în ultima emisiune, ce au citit într-o ultima carte de science fiction, ne spun ce au văzut pe stradă, ne spun ceva ce au citit într-un articolaș înghesuit în ungherul unei gazete, întrețin un anume show și o anumită atmosferă în adunare, dar nu ne spun nimic din Biblie. Timotei, în casa lui Dumnezeu, tu să predici cuvântul lui Dumnezeu. E un lucru mare. E un lucru mare, dragii mei. Și biserica, iertați-mă, e constatarea mea și sunt subiectiv, poate, a început să piardă încet, încet, seriozitatea, din seriozitatea acestui îndemn apostolic. Predicatorii care fac pe credincioși să râdă, să se distreze, să se relaxeze, să nu gândească, să nu urmărească un raționament duhovnicesc din Biblie, sunt foarte bine cotați și căutați. Cei care răsfoiesc Biblia, cei care apelează la capacitatea de judecată, vorba lui Pavel, judecați voi înși vă ce spun, mai puțin. Domnul Iisus s-a rugat lui Dumnezeu, citim în Ioan capitolul 17. Și spune acolo Domnul Hristos de două ori că a lăsat o mare avere ucenicilor. Cine știe despre ce este vorba? Vă spun eu ca să nu pierdem vremea. În versetul 8 și în versetul 14, de două ori, Mântuitorul Hristos spune, le-am dat cuvintele tale. Le-am dat cuvântul tău. Aleluia! Cunoașteți o altă avere mai mare ca asta? Pentru mine, spune psalmistul, cuvintele gurii tale fac mai mult decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Am vizitat Țara Sfântă, m-am plimbat agale prin ea. Am vizitat trufa și aromă, am zăbovit îndelung pe străzile ei. Am vizitat în stânga și în dreapta, în lumea asta, și de acord cu Eclesiastul, nimic nu este trainic sub soare. O deșertăciune a deșertăciunilor este totul. Cuvântul lui Dumnezeu însă rămâne în veci. E aici. Asta e averea bisericii. N-aveți caseta cu bijuterii la voi? Aici ai. Să nu mai veniți fără caseta cu bijuterii la adunare. Asta e comoara bisericii. Le-am dat cuvântul. Aleluia. Mare lucru. De ce? Hai să gândim. Spune Biblia, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Creația aceasta a fost adusă în existență prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar cineva trebuie să mențină creația asta. Globul să nu se învârtă mai repede în jurul axei sale. Doamne ferește! Dacă s-ar învârti mai repede cu 2 secunde de la creație, ne-am prăpădi cu toată civilizația. Dar se învârte în mod egal. Accelerația divină nu s-a schimbat. Cine îl face să se învârtă așa și să nu-l schimbe turația? Se învârte în jurul soarelui, mișcarea de revoluție care creează anotimpurile. Cine face așa,
astrele, teribilele astre care ne uimesc, nu se ciocnesc între ele cum ne ciocnim noi pe autostrăzi, sunt așa de bine marcate și atâta poliție și agenți. Și tot buf câteodată și murim și ne accidentăm. Acolo nu sunt accidente. Cine menține echilibru cosmosului? El, se spune în Evrei la capitolul 1, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Creația a fost adusă în existență printr-o rostire, să fie. Este menținută prin același cuvânt, să fie. Extraordinar. Cunoașteți vreo energie, vreo putere mai mare ca asta? Eu nu cunosc. Și adaug. Această creație, Dumnezeu a hotărât, a planificat să o mântuiască tot prin cuvânt. Noi prin ce am fost mântuiți? Cei ce am fost mântuiți? Prin cuvânt. Căci credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și zice Domnul Hristos, creatorul tuturor lucrurilor, Tată, le-am dat cuvântul tău. La cuvântul acesta să vindecă bolnavii, prin cuvântul acesta să cetesc gândurile și să deosebesc duhurile, prin cuvântul acesta sunt fugăriți demonii, pentru că niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu-i lipsit de forță, de putere. Și acest cuvânt, Timotee dragă, în casa lui Dumnezeu să faci bine și să-l predici. O să spuneți, de eu nu-s predicator, nu-i niciun bai. Să-l cânți. Apar cântări în care nu mai e cântată Evanghelia, ci tot felul de, iertați-mă, iureli. Biblia trebuie cântată, Psalm 119, să cânte limba mea cuvântul tău. Un frate cânta Apocalipsa astăzi, ați auzit? Am mers până la capitolul 14 cu 144.000. Ați fost atenți? S-a dus până Apocalips, până la capitolul 14. Ce frumos e! Să cântăm cuvântul lui Dumnezeu, să cânte limba mea cuvântul tău, Psalm 119. Dar eu nu cânt. Bine, poate reciți. Recită tot cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit povestea lui Pavel recitată de fratele Moise? Ce frumos! Dar nici nu recit. Nu e nicio problemă. Dar cu ce te hrănești? Omul nu va trăi numai cu pâine, dar mai are o alternativă. Cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vedeți? În casa lui Dumnezeu trebuie vorbit cuvintele lui Dumnezeu. Știți ce este purtătorul de cuvânt al guvernului? Este cel care asistă la ședințele guvernului. Acolo se discută multe. Apoi se întocmește un raport scris și el vine și îl prezintă ziariștilor și publicului. Nu are voie să adauge un cuvânt sau să scoată un cuvânt. Dacă ar face așa, ar angaja președinția și guvernul unei țări. Trebuie să fie foarte atent. Când am fost la Ierusalim, la sinagogă, m-am dus în ziua sabatului, ca orice evreu evlavios la sinagogă, și acolo rabinul ne-a predicat. N-am înțeles atunci acolo, dar am înțeles după aceea. Lângă el stăteau doi bărbați, unul la dreapta și unul la stânga. Și rabinul cu un băț de argint pe sulul Torei citea. Și cei doi bărbați erau aplecați asupra textului. Rabinul se mai ridica, citea, ei aplecați pe text. Ce facă ei acolo? După aia ni s-a explicat, ei urmăresc să nu cumva rabinul să greșească un cuvânt. Timotee, ia seama la citire. Ați auzit?
la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. N-am băți de argint. Dar dacă suntem asistați de îngeri și credem asta, noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu în tocmai. Pavel scria, Corintenilor, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Auziți că sunt mai mulți aia care strică decât aia care nu strică. Ci vorbim înaintea lui Dumnezeu, în Hristos, cu inimă curată. Adică Dumnezeu se uită la mine, ia să văd eu, Zaharie, cum citești tu în cartea mea? Și eu mă bâlbăi? Avem studiu biblic cu frațe. Oameni pocăiți de 20 de ani, 30 de ani, se bâlbăie în textele Bibliei. Inadmisibil! Timotee, în casa lui Dumnezeu să predici cuvântul lui Dumnezeu, să cânți cuvântul lui Dumnezeu, să reciți cuvântul lui Dumnezeu, să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să știi să te porți. Iudeii din Berea cercetau în fiecare zi acasă să vadă dacă ce li s-a spus de către apostol este așa. Punctul ăsta îl închei, dar nu înainte să vă citesc din 2 Timotei, din capitolul 4. Te rog fierbinte, te rog, înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care are să învieze morții pentru arătarea și împărăția sa, este un fel de jurare. Te jur! Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă. Cu toată blândețea și învățătura. Că va veni vremea. Nu cum v-a venit? Când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă. De ce m-ai jignit, frate? Te dau în tribunal. Ce îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Ăla a ieșit la alegeri. Ăla. Ce poți să faci? Glasul poporului, vox populi, vox dei, glasul poporului, glasul lui Dumnezeu. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Tinerii din Cluj sunt bulversați. Au văzut Evanghelia lui Iuda ecranizată, blestematul de televizor, gura diavolului în casele creștinilor. Frate Zaharie, nu cumva mai există încă o Evanghelie pe care biserica a ascuns-o intenționat și le-a ales numai pe astea patru că îi convin, mă întreabă cineva? Să-ți pui mâna în cap, nu alta. Dar au arătat la televizor, frate Zaharie, că Iisus a fost căsătorit și a avut copii. Încă ceva. O descoperit câteva sarcofage din piatră, niște osoare, și pe unul scria Iisus. Înseamnă că, da, mai știi, o fi înviat oare? Sau e o poveste care împănează istoria ca atâtea alte povești? Dragii mei, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar, continuă Pavel, tu în primul rând, fii treaz în... Este somnambulism spiritual. Știți ce înseamnă un somnambul? Un om care face foarte multe lucruri și când s-a trezit nu știe că le-a făcut. La școala unde am învățat eu, era unul care umbla pe creasta acoperișului clădirii noaptea. Nu cădea, se cobora, se suia în pat și nu pățea nimic. Era un somnambul. Tu însă fii treaz în toate lucrurile. Amin. Când trebuie să mă întâlnesc cu un om de seamă și să pășesc în casa lui, mă iau așa transpirațiile. Poate că nu stau prea bine cu sistemul neurovegetativ, dar am emoții. Să nu uit
Oarecare, cine trebuie să dea mâna? Doamna întâi să întinde mâna sau eu să întind mâna ca bărbat? Oare trebuie să zâmbesc tare, să zâmbesc puțin, să nu zâmbesc deloc? Mă apucă emoțiile. Dragii mei, în casa lui Dumnezeu trebuie să fim treji. Ce trebuie făcut aici? Aici trebuie predicată Evanghelia și să lăsăm minciunile lumii, dacă îți dragi, și aceluia care este tatăl minciunii, iar noi să ne ținem de adevăr. Pentru că adevărul ne face slobos. Plecăm de la conferința asta și aș vrea să nu uitați. Prima grijă să avem în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. În ființa noastră, ca persoane, ca personalități, dacă vreți, apoi în căsuca noastră, în căsuță, și apoi în adunare. Că în adunare noi, numai cei în familie. Biserica este suma tuturor familiilor. O, să fie biserica așa, iau pe unii vociferind, să fie așa. Stai, nu te grăbi. Boala începe de la celulă. Vindecarea începe tot de la însănătoșirea celulii, dacă în familie nu-i bine, în biserică, cum vreți. De aceea, primul lucru, în ce vrește purtarea în palatul lui Dumnezeu în biserică, este să ne îndrăgostim de Biblie. Asta e prima dată. Nu avem noi vreme acum să discutăm mai multe. Citiți epistola acasă. Al doilea lucru, și cu asta închei, iacă e 7:20. Al doilea lucru pe care îl spune, un lucru gingaș. Răsfoiesc Biblia și mă uit în versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine. Timotei credea în prorocii și noi trebuie să credem în prorocii. Este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Dragii mei, un creștin este un soldat. Din clipa când se pocăiește și până moare. Un soldat în solda lui Hristos. De ce îl numește Biblia pe Hristos rege? Pentru că noi suntem oștirea lui. Îl numește căpetenie. De ce? În Evrei, de exemplu, capitolul 12. Pentru că noi suntem soldații lui. Noi suntem ostașii lui Hristos. Timotee, în casa lui Dumnezeu trebuie să fii un luptător. Mă lupt cu frații, mă lupt cu comitetele, mă lupt cu surorile, mă lupt cu toată lumea. Nu. Trebuie să știi că ești chemat să fii soldatul care lupte lupta bună. D-o fi și o luptă rea? Sigur că este. Apostolul i-a atenționat pe Corinteni, pe Galateni, la capitolul 5. Lua seama, ținta poruncii este dragostea, spune el acolo. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar dacă vă luptați între voi și vă mâncați între voi, lua seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Cum stau bisericii din Austria cu unitatea frățească, ha? Nu cumva ești un agent de destabilizare a comitetului? Da, grupusculului de credincioși sau a masei mai mari de credincioși. A? Numai la cina Domnului trebuie fiecare să se cerceteze pe sine sau și la conferința asta? Haideți și la conferința asta să ne întrebăm ce lupte purtăm în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu e un câmp de lupte, grozav. Apostolul îi atrage atenția lui Timotei. Timotei, dragă, sufletul meu, luptă-te lupta cea bună a credinței. Dar ce înseamnă asta? Timotei l-a avut ca exemplu pe Pavel. Experiența ne spune că un om, ca să se desăvârșească, are nevoie de două lucruri. De un dascăl bun și de un model. Am intrat într-un apartament în casa băieților. Pe pereți, pe uși, erau toate chipurile acelea hâde de la Hollywood. Musculoșii aceia, dinozauri aceia,
actrițele acelea despuiate, toate erau lipite acolo. Nu m-am scandalizat. Omul are nevoie de modele. Timotee, tu m-ai avut pe mine ca dascăl, dar m-ai avut pe mine și ca model. Citesc în 2 Timotei, capitolul 3, acolo în jos, un pic. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, dragostea mea, îndelunga mea răbdare, răbdarea mea, prigonirile, suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra, știi ce prigonire am răbdat și Domnul m-a izbăvit din toate. Te-ai uitat la mine cu un lupt. Dar ce a luptat Pavel? Ca să înveți pe alții să știți că e o luptă și nu mică. Ca să te porți frumos, e o luptă și nu mică. Ca să crezi, e o luptă. Ca să rabzi, e o luptă. Ca să rămâi fidel hotărârii celei dintâi, unei hotărâri bune, e o luptă. Ca să fii un credincios adevărat în prigoană, e o luptă. Dragă Timotei, îți scriu din temnița din Roma, 2 Timotei 4, mi se pare versetul 7. În ce mă privește, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Frate dragă, soră dragă, cu cine te lupți în adunare, dar în casă? Vreau să vă spun că genul de arme pe care Dumnezeu îl dă din magazinele lui de arme nu permit lupta cu frații. Zice Apostolul Pavel că în toate privințele 2 Corinteni capitolul 6 arătăm că suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Și înșire mai multe trăsături acolo care definesc pe adevăratul slujitor, printre altele zice: armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Deci eu arăt că sunt un urmaș al lui Hristos și știu să mă port și prin armele cu care m-am echipat. Ce arme porți? Dacă deschid Biblia la Efeseni, capitolul 6, zice apostolul, hai să le luăm, nu în ordinea de acolo, încălțați cu râna Evangheliei păcii. Te poți lupta cu frații că ești încălțat așa? N-ai cum! N-ai cum! Luați și scutul? Te poți lupta cu frații când ai scutul credinței? Nu! Luați și coiful mântuirii? Te poți lupta cu frații când ai pe cap coiful mântuirii? Nu! Nu se potrivește. Aceste arme cer alți dușmani, nu frații, Doamne ferește. Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și pentru mine, scrie Pavel, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac de cunoscut cu îndrăznaile taina Evangheliei și să vorbesc despre ea așa cum trebuie să vorbesc. Sabia Duhului, platoșa mântuirii, scoiful mântuirii, scutul credinței, încălțămintea Evanghelia, râvna Evangheliei păcii. Cu astea nu poți lupta cu frații. Ești, dacă îți propui să lupți cu un frate, vreau să-ți spun că ești cel mai dezarmat om. Sunt însă o categorie de dușmani și ei sunt aici, cu care trebuie să te lupți. Apostolul, de fapt, înainte de asta spune că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, noi toți suntem făcuți din carne și sânge, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac.
împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh, în locurile cerești. Bun, dar duhul ăla cum e? Așa, un fel de abur? Cum mă lupt eu cu el? Păi duhurile astea, să știți că ele se exprimă, ele devin evidente prin multe mijloace. Trebuie să mă lupt cu propriul meu trup. Apostolul Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Este aici cineva care n-are probleme cu propriul lui trup? Să ridice mâna sus. A, înseamnă că fiecare stați cu un dușman lângă voi. Dar și cu un prieten. Că trupul sunt și prieten și dușman. Depinde cum te porți cu el. Ce faci cu trupul ăsta? Nu purtați grijă de carne sau de firea pământească ca să-i treziți poftele. Când vezi un film la televizor, ce se trezește în tine? Îți vine să citești pe profetul Isaia. Dar după ce ai terminat filmul, îți vine să te rogi? Un duhovnic își îndemna ucenicul ispitit, ca nu mai știa ce să facă. Auzi, îți dau un sfat. Să faci numai acele lucruri care, după ce le-ai terminat, găsești disponibilitatea de a te ruga. A? Cum stăm? Frați bărbați, cum stați în privința asta? A? Dragi surori, dragi tineri, adolescenți și necăsătoriți, care sunteți niște vulcani de energie, de viață, crocotește viața în voi, cum stați în această privință? A? Iată dușmanul cu care trebuie să lupt. Firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii, Galateni 5, e un război, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dar ce trebuie să fac? Coloseni, omorâți dar mădularele voastre care sunt pe pământ. Prea curvia, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia de avere care este o închinare la idoli. Omorâți-le! Suntem în război? Cu cine? Cu noi înșine. N-am treabă cu frații. Pentru ei mă rog. Stau în prezența lor. Iert. Dar cu mine, pe mine nu mă iert. Până în ultima zi sunt propriul meu dușman. Ar mai putea fi un dușman? Diavolul în persoană. Scrie Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 5. Fiți treji și vegheați că-și potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, împotriviți-vă lui, tari în credință și el va fugi de la voi. Se pare că pe cât răgnește de tare, pe atât ce dă de ușor. Toată chestiunea este să reziști în ziua cea rea. Hai să vă spun o anecdotă. Zice că diavolul are trei scule cu care vine la cel credincios. Și cred că veți da dreptate la ce vă spun. Zice că are o manta foarte, foarte largă. Largă! Are un bici și o tobă. Biciul și toba sunt ascunse aici în spate. Și vine la mine. Auzi, acum nu te vede nimeni. Acum ești singur acasă. Acum ești singur în pat. Acum toți s-au dus la servici. Ușa e blocată pe dinăuntru. Și așa, nu știe nimeni. Uite, te acopăr eu cu mantaua asta, nu te vede nimeni. Așa se săvârșește păcatul la întuneric. Oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele. Să știți, păcatul se face, nu se face la lumina soarelui, trebuie să fii drac să-l faci la lumina soarelui. La întuneric. Și își pune mantaua aia larg, sub mantaua aia încap miliarde de oameni, să știți. Și acolo se face păcatul. Nu m-a văzut nimeni, nu mă știe nimeni. Pot să cânt în cor în continuare, pot să cânt în fanfară, pot să predic, pot să cânt, pot să... Nu știe nimeni. Ba nu sunt nici proroci care să mă dea pe față, așa că Dumnezeu cu mila că bea de el, că așa, așa. Sunt scuze. După ce s-a făcut păcatul, el dă la o parte mantaua
și scoate de aici biciu și ți-l dă. Și apoi mostrări de conștiință, dar tu ești pocăit, mă? Da, așa fac pocăiță cum faci tu? Așa asculți tu de păstorul bisericii care ți-a spus duminica trecută? De ce te-ai uitat la filmul ăla? De ce ai citit cartea cu tare? De ce te-ai dus cu fata sau cu femeia cu tare unde nu trebuia să te duci? De ce ți-ai permis să duci sticla la gură? Ești un nemernic. Și îți dă, și dă, și dă. Și așa ustură. Asta a făcut cu Iuda. După ce l-au vândut pe Mântuitorul, n-a mai avut liniște. S-a dus la mare preot, s-a băgat mâna în buzunar și l-a aruncat bani în templu și a zis: am vândut sânge nevinovat. Da, ce ne pasă nouă? Treaba ta, au spus preoții. Atât de mare a fost biciuirea și flagerarea diavolului, încât s-a dus și s-a pus ștreangul la gât. Am avut cazuri din acestea în biserici. E groasnic. Nu Duhul Sfânt te mustră atunci, diavolul te biciuiește. E, dacă ar fi numai atâta, dar după aceea scoate toba și începe bum, 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 și toți cu vremea vor afla ce ai făcut, mai devreme sau mai târziu. De aceea Biblia spune, lupta cea bună înseamnă lupta cu demonul, cu Satan. El răscolește poftele cărnii mele. Dar ești om, dar e slab. Dar crezi tu că ceilalți nu fac ce faci tu? Numai nu știe nimeni. Lasă că scrie în Biblie că Dumnezeu e bun, îndurător și milostiv, că au mai făcut și alții și așa, așa, așa. Cunoaștem noi politica asta. Dragul meu, trebuie să ne împotrivim diavolului tare. El vine și îți spune un gând. Cum ar fi să-l vinzi pe dascălul tău cu 30 de arginți? Gândul este solul diavolului. Și după ce l-a acceptat gândul, Satan, pe fisura creată de gând, a pășit și la cina de taină, diavolul a intrat în Iuda. Orice gând este o angajare. De aceea lupta cu gândurile este grea. Cineva spunea al cuiva chinuit de gânduri: ce să fac? Nu scap de gândurile. Poate sunt aici în sală astfel de persoane. Răspunsul a fost simplu: înlocuiește-le cu gânduri bune. Adică gândurile rele au izgonit gândurile bune și s-au instalat. E, acum scoate-le afară și pune gânduri bune. Stă în puterea noastră? Evident. De aceea lupta cu gândul, și Pavel scria, orice gând îl facem. Chestia care este? Să nu stai de vorbă cu gândul. Cum ți-a venit, cum pac, întoarce-ți ochii, astupă-ți urechile și înlocuiește cu altceva. Dacă stai cu el la taifa, se întâmplă și s-a întâmplat cu Samson și Dalila. Tot au povestit, ei tot au povestit, până foarfeca Dalila a ajuns în pletele acestui uriaș, care a ajuns să învârte orb la râșniță. Nu sta de vorbă cu gândul rău. Luptă-te lupta cea bună. Luptă-te cu spiritul lumii acesteia. Dacă veți citi cartea Apocalipsei, și vă rog să o citiți, veți vedea acolo răul. Că spune cineva, zice, răul nu are ființă. Așa este, să știți, răul nu are ființă. Răul este proasta întrebuințare a binelui. Dar, răul, adică proasta întrebuințare a binelui ca principiu, poate să fie politica unor state, a unor imperii, a unor puteri politice, economice și militare. În Apocalipsă sunt numite fiare. Astea își fac din păcat politica și sistemul ideologic de guvernare. Suntem în Europa. Nu-i voie în Constituție să fie numele de creștin cuvântul acesta. N-ai voie să spui cuiva că el e pierdut dacă trăiește în păcat și trebuie să mântuiască prin Hristos. N-ai voie să spui că Hristos este mai mult decât Buddha, Confuciu sau Mahomet. Să nu-i jignești pe arabi și musulmani. N-ai voie. Un talmeș balmeș. Nu există valori. Și când nu există valori, nu mai există viață și nu mai există istorie.
Ne luptăm cu trupul nostru, ne luptăm cu gândurile noastre, ne luptăm cu diavolul, ne luptăm cu spiritul lumii acestea și nu trebuie să ne potrivim chipului veacului acestuia. Dacă vrem să știm cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu, trebuie să luptăm lupta cea bună. Cine ți este adversarul? Nu trebuie să spui cu voce tare. Dar în seara aceasta trebuie să muți luneta armei de pe fratele sau de pe sora, să o muți pe tine însuți. Să o muți pe spirit, nu pe lume, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea. Fratele Moisică recita, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ce ni se propune mereu prin media? Am primit un ziar în cutia poștală. Când m-am dus sus și l-am desfăcut, noroc că am fost singur acasă. M-am îngrozit ce era pe pagina. Moare! Vine nevastă mea și ea cu un ziar. Tu l-ai desfăcut? Nu! Ia desfă-l. Eu l-am rupt și l-am aruncat la gunoi. De ce ai făcut asta? Îl duceam la țară și îl puneam acolo pe rafturile de la cămară. Vai! Dar ce e el? Ia desfă prima pagină. Își pune mâinile în cap. L-a rupt și l-am aruncat la gunoi. Ca nu cumva să vadă copiii. Dar ce copiii nu știu? Dar de ce să fie casa mea casă de pornografie? Templul diavolului. Loc unde el dansează și își face de cap. Toate târfele să vie la mine în casă? Toți drogații lumii să vie la mine în dormitor? Toate pistoalele să răsune în apartamentul meu? Toate bombele să secere vieți la mine în casă, oaza mea de liniște și refacere sufletească. Toate drogurile și toate băncile să se spargă în prezența mea și să se consume cocaină în prezența mea, în casa mea. Să văd tribune înfierbântate de demoni, urlând și sărind în teren și lovind cu sticle în cap jucătorii la mine în casă. Păi îmi iau desage atunci și mă duc pe în lume, pe stradă și mă opresc la crâșmă, la cinematograful Republica, mă duc la arena sportivă, mă duc la nevestele vesele, la teatru de Shakespeare sau cine a scris și duminică dimineața vin la adunare și vă predic. A? Ce faceți cu mine? Dacă sunt comitet, mă scoateți afară. Dacă sunt biserică, mă țineți pe ultima bancă sau mă scoateți afară. Dar așa se întâmplă. Vreți să plecăm de aici, ostași? Vreți să declarăm război acestor dușmani și nu fraților și bisericii? Atunci ne angajăm înaintea lui Dumnezeu. Să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm armele lui Dumnezeu, să le aruncăm pe ale noastre și să ne identificăm dușmanii. Închei aici. Să ne rugăm lui Dumnezeu în rugăciunile care le vom face de aici înainte, să ne dea putere, Duhul Sfânt, să ne umple de Duhul Sfânt. Pentru că dacă apostolii nu mai sunt de față, Duhul este. Cuvântul este. Ce ne mai lipsește? Voința. Și era o cântare. Atârnă de voința ta. Amin.